Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru luni 1 iunie un curs de 19,60 lei pentru un euro, cu 20 de bani mai mult decât la sfârșitul săptămânii trecute. Dolarul american scade cu un ban și valorează 17,61 lei. Leul românesc se scumpește cu 4 bani și poate fi cumpărat cu 4,04 lei. Hrivna ucraineană și rubla rusească își păstrează valorile de 65 respectiv 24 de bani.